Preferata publicului Rita ne-a povestit că pentru creația sa originală a folosit în jur de 800 de prezervative care sunt împărțite gratuit în penitenciare. Ea spune că este încântată de rezultat și îi place ce a ieșit, doar că i-ar fi rușine să o poarte la vreo petrecere. Nu a fost greu să o încep. La început a fost greu. Pe urmă am dus-o. 3-4 zile am lucrat în ea. Am umflat, am cusut. A fost greu. Totuși, Miss Primăvara din penitenciarul rus a devenit o altă concurentă de 27 de ani. Premiul pe care l-a primit Natalia Curea este doar o coroniță. Miss Primăvara 2015, Ina Natalia! Fiecare cred că aici merită un loc. Am fost și nopți care nu ne-am dormit. Și griji și retrăieni, dar oricum sunt foarte fericită. Concurentele au încercat să cucerească juriul și prin talent. Unele au cântat, altele au dansat, iar cele mai curajoase au jucat teatru pe scenă. Te rog, rămâne! Nu e voie să pleci, intră! Cea mai tânără concurentă a fost Doina. Ea a ajuns la penitenciar acum 2 ani. Nu a vrut să ne spună de ce. Astăzi alături i-a fost mama, care a ajutat-o să se pregătească de concurs. Cele mai mari emoții sunt că... sunt și niște persoane necunoscute, dar și mama e alături și adică sunt oricum emoții. Pregătit de dragul ei acest concert frumos. Sunt mândră că o văd și o sunt alături de mine și ar dori să fiu acasă. Prestația participantelor la concursul de frumusețe a fost analizată și de colegele lor care le-au ținut pumnii. Ele toate sunt bune, toate sunt bune, toate sunt frumoase, toate sunt simpatice. Cu o inimă mare, cu un suflet mare și retrăim noi pentru toate. M-am pregătit foarte mult, chiar într-adevăr foarte bine. Bravo fetelor care au pregătit acest concert. În penitenciarul de la Rusca sunt deținute 298 de femei.